Eduard și Bianca. Neața, bine ați venit pe la noi. Neața, bine v-am găsit. Neața. Neața. Haideți să luăm un loc. Prea puțin magicien, te lasă să le iei pachetul de cărți, mm-hmm, să le examinezi și te rog să le amesteci. Să iau eu pachetul, să le examinez. Și să-l amesteci. Ha, uite, Pubeiro, am găsit un joc. E un început bun. Primul e un joc. Nu știu, Răzvane, ce să zic, Pubeiro. Ultima oară când cineva îmbrăcat sau îmbrăcat așa, l-a rugat să încerce ceva pe el, n-a fost bine. S-a trezit dimineața. Când ești mulțumit, te voi ruga să-mi dai mie o jumătate, aproximativ. O jumătate? Da. Eu sunt din Banat, noi jumătățile, cum să zic. Mulțumesc frumos. Sunt chiar egale. Sigur, asta vrei să-mi dai sau cealaltă? Asta. Bun. Te rog să verifici pachetul, să fie în regulă, să n-aibă absolut nimic în el. Băi, dar... O să-l lași și o să-i dai lui Eduard, deocamdată. Poftim. Eu mă voi întoarce, da, să nu văd ce faci. Din acel pachet, te rog să-ți alegi, poți să arăși la cameră, alegeți împreună, da, o carte care îți place. Și o pui cu fața în jos pe masă. Am înțeles. Eu mă întorc să nu văd deloc ce carte alegi. Bine. Mă întorc și eu. Te întorci și tu, că dacă ea zice să te întorci. Te rog, stai, stai mă aici. Alo. Te strică momentul copiilor. Gata? Da, a fost și până la toaletă. A, stai așa, s-o la cameră. Adă-te, mă! Bine, mă! Gata! Ai terminat? Am ales! Am să rog să-mi dai și ceva pachet de cărți? Ia! Doamne, deci, ajută! Deci... Și hai repede că vine poliția! Asta e cartea aleasă de tine, așa? Să vadă toată lumea și... Așa e! Păi ai luat-o de pe jos, normal că... Ai luat-o de pe masă, normal că e... Dar nu m-am uitat eu, da? A, nu te-ai... Să zici stop, da? Da. Stop! Excelent, punem cartea. Da. Ideea e că o vom pierde. Și o vezi. Ca să ne grăbim, întinde-te, rog, frumos mâna. Ca să vezi cum masă excelentă. Păi stai, al cui e trucul? Al ei sau al lui? Păi noi tocmai vrem să vă arătăm cum lucrează un duo de magicieni. Un duo de magicieni. Exact. Excelent. Dar prima carte? Lăsați că și Răzvan e căsătorit, așa e și la el acasă. Cartea ta e cu 6 de inimă roșie, așa-i? 6, nu. Să ne spuneți. Nu? Cum adică? Păi nu este 6 de inimă roșie. Dar am și fost aproape. Aproape, dar... Ca să vezi că tot o fată salvează situația. Așa. Uite, am aici acest ceva. Poți să lași mâna jos, ceva. Pe care mă vezi, da? Se vede prin el, e transparent. Da, da, da. Vom lua șasele care spui că nu e cartea ta. Nu este cartea mea, nu. Și te vei ruga să-mi-l dai, să-l punem aici. Așa. Bun. Acum. Da. Mai vine întrebarea. Tu crezi că mai e șasele? Ce o să spun? Eu cred că nu mai este șasele. Te rog frumos să ai încredere în noi, deoarece este șasele. Dar dacă te uiți foarte atent și te gândești la cartea ta, te rog să te uiți foarte, foarte atent. Concentrează-te! Bun, te rog să răspunzi la întrebare. E cartea ta? Uite, te rog frumos să examinezi. Du-te, mă, poți să faci asta și cu o hârtie de 1.000.000? Încercăm. Uite, voi mai avea nevoie de ceva. Te rog, uite, luăm cartea și o punem din nou în mijlocul pachetului. Acum e mai simplu să o găsim, o știm. O știu, e evident. Dar voi avea nevoie de ajutorul amândurora, da? O să întinzi o mână. O mână spală pe alta. Hai, și-o te rog să pui și tu mâna. Acoperă. Perfect. Și voi vă cunoașteți extrem de bine. Da! Bun, el va scoate o carte care nu este cartea ta. Asta m-am prins deja. E deci Joker, deci ar putea fi. Era un Joker. Acum, da, pentru un pachet sunt 52 fără Joker. Nu știu, că eu m-am oprit la nemușa. Acum am eliminat una, avem 51, dar acea una e importantă. 51, da? Da. Se aude. Nu. Imaginați-vă că acea una urcă. Urcă. Și tot pachetul se comprimă. Du-te, mă! Asta înseamnă că tu te rog ridici mâna, da, poți să vezi că ai rămas cu o singură carte. Bă, dar vă bateți joc de noi aici. Ia pleacă dumneata că mă duc la... Ne e dator cu un pachet de cărți. Ce oameni! Alo? Băi, asta n-am mai... au fost mulți magicieni aici, dar asta n-am prins-o. Ce să zic? Ne bucurăm. Nu vă mai... Nu mai umblați împreună. Că mie că mâine pe mine o să rămâi tu așa pe stradă și nu o să fie bine. Eu știu ce magie face asta, corect, mică. Doamne ferește! Doamnelor, corect, și domnilor, la Neața, Eduard și Otilia. Mulțumim frumos de invitație. Vă mulțumim tare mult că ați venit. Vă mulțumim pentru numărul de magie. Căutați-i pe Facebook magicienii noștri din Oradea.